Ce se întâmplă astăzi la Târgu Jiu, aflăm de la colegul nostru Cristi Mila, care se află în piața din centrul orașului. Cristi, bună seara! Au început să apară oamenii la Târgu Jiu? Bună seara, Tibi, bună seara tuturor. Este liniște deocamdată la Târgu Jiu și asta pentru că ora de întâlnire anunțată încă de aseară este undeva după 18:30. Acum sunt doar câțiva cetățeni care stau în grupuri mici în piața prefecturii așteptând ca cei care zile la rând au protestat să facă un corp comun și să înceapă să își strige nemulțumirile. Trebuie să spun că aseară manifestația s-a încheiat cu un mic incident între manifestanți, acestea împărțindu-se în două tabere, unii care doreau să meargă și în fața sediului PSD pentru a protesta, iar de cealaltă parte cei care doreau să continue protestul în piața prefecturii. Totul s-a încheiat însă cu bine, nu a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine și protestatarii au ajuns în cel din urmă la un numitor comun. Cristi, mulțumesc pentru informații.